Întocmirea actului de deces se face de către ofițerul de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de evidența persoanelor din localitatea în care a survenit moartea persoanei. Înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului și a declarației verbale făcute de oricare dintre membrii familiei sale, în lipsa acestora de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul. Iată ce documente sunt necesare. Când decesul se datorează unei cauze naturale, este nevoie de certificatul medical constatator al decesului emis de medicul care a constatat decesul, completat corect, certificatele de stare civilă ale persoanei decedate, naștere, căsătorie, actul de identitate al sau a defunctului sau a defunctei, buletin, carte de identitate provizorie, cartea de identitate a declarantului. Când decesul se datorează unei cauze violente, accident sau sinucidere, certificatul medical constatator al decesului completat corect. Dovada eliberată de poliție sau parchet, procuratură, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces. Certificatele de stare civilă ale persoanei defuncte, e vorba de certificat de naștere sau de căsătorie, actul de identitate al defunctului sau al defunctei, e vorba de buletin, carte de identitate sau carte provizorie și cartea de identitate a declarantului. Termenele legale pentru înregistrarea decesului sunt de 3 zile de la data încetării din viața persoanei, 3 zile socotit de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului, când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru.